După ce am luat bătaie de la Suedia și Polonia, astăzi cumva ne lingem mărenile cu Letonia, cel puțin asta sperăm să fie meci din cadrul preliminarilor pentru campionatul european Under 2024. Prieteni, ce aș putea să vă spun pe o vreme atât de însorită, ce poate fi mai frumos decât o victorie care cumva ar îndreptăți 11, care probabil jucătorul care ne-a făcut acest număr 4, Daniil Dimitrișin, frații Dimitrișin. Însă iată o ocazie pentru, încă o ocazie ratată de același număr 11, numărul 11 a polonezilor, a celor din Latvia, Nikit Marks Pacepko. Iată, reușește portarul nostru să respingă, predispune ca în orice parte sau în orice perioadă anului să aibă la dispoziție vreme bună, mă refer la țările nordice. Iată ocazie pentru moldoveni, însă nu reușește să... Ar fi putut arbitrul indica și ușor 2 minute. Iată ocazie pentru cei din Latvia și avem penalti, prieteni, pentru cei din Latvia. Cât de prostesc am primit acest penalti, nu am fost atenți în ultimul minut al primei reprize și centralul jocului dictează penalti. De aici, din tribuna comentatorului, s-a văzut contact, însă concentrare și marchează cu cei din Latvia, prieteni, 1-0 pentru adversarii noștri. Am primit un gol prostesc pe final de repriză și iată să se aude și fluierul central, 1-0. Iată, îl aud cum practic e supărat cel care a dus penaltiul pentru cei din Latvia. Este vorba de jucătorul nostru cu numărul... Iar în cel de-al doilea meci, unul din frații Dimitrișin, iată, avem pe noștri atacând pe flancul drept și ocazie pentru moldoveni, însă nu reușește să introducă mingea în plasă. Este jucătorul cu numărul 10, proaspăt intrat, este vorba de Bogdan Musteață. Iată, letonii recuperează foarte ușor această minge la mijlocul terenului, ocazie pentru adversarii noștri și marchează, prieteni, 2-0 pentru de astăzi. Au cedat psihologic, probabil. Golul acesta trebuia să fie în partea letonilor dacă ne doream un rezultat. O echipă care le-ar ridica moralul cu această, cu o posibilă victorie. Iată ocazie pentru Caragiori. 19. Același Caragiorgiu care astăzi este într-o zi mai puțin fastă. Și iată mingea scăpată de portarul advers. Însă nu reușesc ca noștri să, cu toate speranțele că încă e posibil să egalăm această națională a letonilor. Și iată, primim gol. 3-0 marchează letonii. Și vedem o bucurie alas Cristiano Ronaldo din Letonia. Dacă nu marchezi tu, primești gol tu. Îi vedem practic supărați și disperați pe moldovenii, jucătorii noștri. Cel care a marcat este jucătorul cu numărul 8. El la rândul lui să pătrundă șut, însă care trece de la Letonia, un scor nedrept pentru jucătorii noștri care astăzi practic nu a intrat mingea în poartă, deși am avut mai multe ocazii. Iată, îi vedem cum se îmbrâncesc jucătorii noștri. Și asta pentru că letonul a făcut foarte urâtă de la margine, l-a lovit pe Ilie Efros fără minge, iar acesta a ripostat.
Îl vedem în imagine. Vă spuneam că suntem astăzi, stăm bine la cap, sunt deja 3. Iată, vedem cum recidivează jucătorul nostru cu numărul 7, fiind supărat, l-a lovit pe jucătorul cu numărul 2. Iată și primește cartonaș roșu. Este vorba de jucătorul nostru cu numărul 7, Ilie Efros, cel care a intrat Iată un alt roșu, din păcate, pentru Caragheorghiu. Avem două eliminări. Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii noștri. Vă spuneam, probabil supărați de insuccesul de astăzi. În imagine l-avem pe Caragheorghiu, supărat, merge către banca de rezerve, însă nu are voie să se rețină pe banca de rezerve. Jucătorii naționala Suediei. Iată, avem și fluierul final al centralului din Bosnia. Prieteni, pierdem cu 3-0 de la letoni. Un scor nedrept cu naționala noastră, evident, pe letoni bucuroși. Prieteni, cu toate astea, nu uităm, susținem fotbalul, practicăm cât mai mult.